Bine v-am regăsit, dragilor! Bună dimineața, Doamne ajută! O nouă ediție de Facepress începe în acest moment la Neptun TV și Radio Dobrogea. Începem o nouă săptămână de Facepress și o nouă sesiune, să-i spunem așa, de sucit presa pe toate fețele. Începem cu o demisie, demisie la nivel înalt. Ministrul Finanțelor, domnul Darius Vâlcov, sau ministrul de Finanțe, putem să-i spunem și așa, și-a dat demisia. Duminică la prânz, acesta și-a înaintat demisia către domnul premier Victor Ponta, care a și acceptat-o, a declarat Victor Ponta. Au avut loc și niște discuții cu președintele, dar nu a fost lăsat să plece oricum domnul Darius Vâlcov. Este vorba de faptul că premierul i-a cerut domnului Vâlcov să termine proiectul de cod fiscal, după care se va gândi premierul cine va fi în locul domnului Vâlcov. Deocamdată vreau să propun pe cineva care să ducă mai departe la nivelul la care a dus Darius Vâlcov, adică foarte înalt, proiecte importante a mai adăugat premierul. Mulți au speculat că de fapt demisia a fost determinată de domnul Klaus Iohannis, care i-ar fi solicitat premierului să pornească demersurile pentru revocarea din funcție a domnului Vâlcov. Zice într-un comunicat de presă prezidențial domnul Iohannis așa: având în vedere că procurorii din cadrul DNA au dispus efectuarea urmării penale față de ministrul finanțelor, m-aș fi așteptat ca domnul Vâlcov să demisioneze din funcție, înțelegând că afectează activitatea și credibilitatea guvernului, ceea ce nu s-a întâmplat. Prin urmare, solicit premierului să demareze procedura de revocare din funcție de ministru al finanțelor a domnului Vâlcov, spune mesajul domnului Klaus Iohannis, care a fost de asemenea lansat tot duminică. Acum, ce e una, ce e alta, ideea este că, bine, până se va dovedi a fi comis faptele de care este acuzat, domnul Vâlcov, cum să spun, beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar sigur că aici se pune foarte mult problema onoarei. Se discută foarte mult și am văzut în toate direcțiile despre problema onoarei. Adică în momentul în care eu sunt acuzat de ceva, de exemplu, trebuie să am onoarea și să mă retrag pentru o vreme din demnitățile publice, pentru că nu e așa, asupra mea planează suspiciunea de infracțiune. Eu pot înțelege treaba asta. Numai că treaba asta se lovește cap în cap cu prezumția de nevinovăție, pe care de altfel tot așa foarte mulți o aclamă. Păi hai să ne înțelegem, să ne hotărâm și noi la un lucru. Ori menținem prezumția de nevinovăție și atunci nu înțeleg de ce mi-aș da demisia dacă sunt acuzat. Da, domnule, până sunt dovedit, deocamdată sunt nevinovat. Și dacă sunt nevinovat până sunt dovedit, de ce să demisionez? Doar că există o suspiciune? Dar suspiciuni pot fi tot timpul. Până la urmă, ochiul rău vede toate rău, știi? Asta ar fi un scenariu. Al doilea scenariu este ăsta altul, care într-adevăr zice: domnule, fiind o suspiciune, nu ne permitem să afectăm credibilitatea și așa mai departe. Da, 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 da. Bun, am înțeles și treaba asta. Dar, repet, pot să merg și pe logica asta, n-am nicio problemă. A demisionat domnul Vâlcov, a demisionat cine mai fi demisionat, demisii se cer tot timpul. Eu mă folosesc doar de prilej ca să discut o chestie principială. Adică sunt două scenarii care se bat cap în cap, dar care sunt folosite după interesul politic, știi? Că acum, bineînțeles, se poate spune foarte ușor: ia uite, miniștri penali, guvern penal și mai știu eu ce. Păi hai să ne hotărâm. Ori funcționează prezumția de vinovăție, ori funcționează aia de nevinovăție. Că aici mi se pare lupta politică făcută după interes. Ai noștri, nu contează care, eu zic ca principiu, că mai toate partidele fac așa: domnule, ai noștri au prezumție de nevinovăție, ai lor nu. Păi de ce?
Deci hai să ne hotărâm. Dacă spunem că e nevinovat până e dovedit, de ce să-și dea demisia? Dacă spunem însă că acuzele pot fi o suspiciune, atunci nu mai pare atât de nevinovat, înseamnă că pe undeva e vinovat și atunci da, să-și prezinte demisia. Pentru că afectează credibilitatea. Ce anume determină până la urmă afectarea credibilității? Acuzarea în sine sau dovedirea acuzei? Pentru că dacă e dovedit, foarte bine, asta e. Înseamnă că a fost penal. Cine o fi el, nu contează. Dar dacă e dovedit că n-a făcut faptele, cine îi plătește onoarea pătată, vorba lui Caragiale? Aici este problema lumii politice, că operează adeseori cu standarde diferite. De fapt, aici vreau să ajung cu tot acest caz. Nu mă interesează persoanele, cine a făcut domnul Vulcov, ce a făcut domnul Vulcov. Uneori am senzația că presa își ratează menirea ei cea adevărată și se ocupă mai mult de bârfă, dar, mă rog, asta, nici asta nu poți să oprești. Trebuie să ai discernământul necesar. Problema e că nu vine discernământul de nicăieri, el se formează. Trebuie să fii atent la niște lucruri ca să înțelegi ce se întâmplă. Dar ceea ce deranjează, cred că, pe multă lume în această țară, dacă tot vorbim de discernământ, este dubla măsură cu care lumea politică funcționează. La unii așa, la alții altfel. Da, e un gest de onoare. Dacă ești, dacă am convenit că funcționează mai mult onoarea și pentru orice acuză trebuie să-ți dai demisia, foarte bine, să mergem pe criteriul ăsta. N-am nicio problemă. Nu stabilesc eu. Până la urmă, democrația e o chestie ce ține de voința, de voința majorităților. Dacă însă mestecăm conceptul de prezumarea nevinovăției, păi atunci de ce să le cerem demisia? Dar asta este. Lumea politică operează cu două standarde. Și nu numai la noi se întâmplă. Uitați aici un caz unde adeseori, cum spunea înainte proverbul românesc, interesul poartă fesul, adică interesul adeseori determină și poziționarea chiar uneori ipocrită, pentru că ceea ce vom citi în minutele următoare este un gest de ipocrizie politică, de fariseism politic, condiționat de niște interese. Vorbim de Olanda. Olanda, prin ambasadorul ei, domnul ambasador, stai așa, cum îl cheamă? Matthijs van Bonzel, da, dânsul este, Olanda declară prin ambasadorul său că nu susține în acest moment aderarea României la spațiul Schengen. Parlamentul olandez nu susține momentan aderarea Schengen la României, României la Schengen, cer iertare, deoarece consideră că Bucureștiul n-a implementat toate cerințele inițiale pentru a deveni membru al Uniunii Europene. Și domnul ambasador începe o diatribă foarte lungă în ceea ce privește legătura dintre Schengen, respectarea standardelor europene. România este pregătită din multe puncte de vedere, dar nu cele esențiale, zice domnul ambasador, adică legislație, sistem judiciar, funcționarea sistemului, eficiență, imparțialitate, corupție instituțională și, mă rog, multe, multe alte puncte ne găsește domnul ambasador pentru care nu am meritat noi să ajungem în Schengen. Și de fapt, și la urma urmei, supărarea Olandei este una pur pecuniară. Păi ce, Olanda n-are și ea corupție sau numai la România există corupție sau ce? Că de-aia zic că e vorba de fariseism. Ia uitați, aici motivul real pentru care Olanda nu dorește intrarea României în spațiul Schengen. De ce? Pentru că suntem datori la olandezi. Uite aici. Epava navei Rostock blochează aderarea României la spațiul Schengen. Despre ce este vorba? După 10 ani de la scoaterea la suprafață, epava navei Rostock este în continuare un obstacol. Blocajul a intervenit din cauza refuzului statului român de a plăti 12 milioane de euro pe care le datorează consorțiului olandez, care a ridicat
mă rog, nava respectivă, va ramfulat-o, cum se denumește în termeni marinăriști, scoaterea la suprafața unei epave. În aceste condiții, parlamentarii olandezi, bineînțeles, că au motiv în plus, dar evident nu singurul, comentează România Liberă, în a se opune aderării României la Schengen. Da? Deci, frate, cum ar veni, brânza e pe bani. Poate am uitat ce este de fapt Uniunea Europeană, că uneori ne trezim așa, comentăm despre Uniunea Europeană, de parcă ar fi o religie în ea însăși, parcă ar fi divinitatea coborâtă pe pământ, parcă ar fi raiul cel pierdut de demult. Nu, Uniunea Europeană este o înțelegere, înțelegi, un agreement, un de asta, o... Cum se spunea în lumea satului, când se stătea la clacă, știi? E o clacă, Uniunea Europeană, între niște parteneri, de regulă afaceriști. Și este o înțelegere la bază economico-politică. Apoi, sigur că, stând împreună, mai apar și derivate. Ce facem cu cultura, ce facem cu arta, ce facem cu sportul, ce facem cu drepturile omului și așa mai departe. Dar la bază, Uniunea Europeană este o clacă, un consorțiu, o afacere gândită între niște state puternice care să facă față avântului pe care l-a luat prin anii 60 Statele Unite ale Americii. Avântul economic. Europa și-a pus problema, ce facem, frate, că vin americanii peste noi, uite cum cresc, dolarul se întărește, petrolul se ieftinește, economia Americii sporește, noi ce facem? Păi facem o uniune și noi, ca să ne punem împreună, unindu-ne forțele, vom progresa. Cam asta a fost conceptul Uniunii Europene. Da, chestia asta e făcută pe criterii economice înainte de toate. De asta orice neplăcere economică se reflectă în eventualele decizii politice, că de-aia zic că e uniune economico-politică. Deci, frații olandezi au toate motivele, să zic așa, pentru a fi supărați pe noi. Bine, pe lângă toate alelalte pe care le știm, că n-avem de-aia, că n-avem de-aia, că n-avem de-aia. Bun. E, până la urmă, cred că de aici pleacă. Alții au zis că ne sprijină. Oare aceia n-au văzut părțile negative ale României? Nu e vorba de asta. E vorba de poziționarea după interes. Dacă mâine România declară că plătește cele 12 milioane de euro, cred că olandezii n-ar mai fi așa supărați pe noi și ar schimba discursul și ar zice, e sigur, da, în România există niște probleme, dar prin progres, prin comuniune, prin la-la-la și bla-bla-bla, vom eradica aceste neajunsuri și sigur că România se poate înscrie pe un trend pozitiv al aderării la valorile europene. Se poate și genul ăsta de discurs. Dar știi cum e? Vorbești după interes. Asta este când pornești la drum după astfel de baze. Adică ce ne unește? În Uniunea Europeană nu ne unește idealul. În Uniunea Europeană nu ne unește nici măcar creștinismul. Europenii au dat la o parte creștinismul. Am zis, lasă, domnule, asta cu... Deși au uitat că actuala cultură democratică a lumii, subliniez, este bazată pe creștinism. Dacă nu era creștinismul, mai vorbeam noi de sclavie la ora asta, de drepturile omului, Astea sunt efecte întârziate, drepturile omului apar 1900 și. Astea sunt efecte întârziate ale creștinismului, ale schimbării de mentalitate a omului față de o perioadă ancestrală, epoca fierului și a lemnului și a pietrii, când oamenii aveau alte mentalități, erau ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, război, dominare prin război și așa mai departe. Da, nu. Uniunea Europeană la ora actuală este o clacă, o adunare economico-politică. Bun. Deci, despre asta este vorba. Și pentru că tot vorbim de alianțe și uniuni, mergem la NATO, pentru că nu e așa, Bucureștiul va deține două comandamente NATO. Ne-am bucurat toți săptămânile trecute, o să avem comandament NATO. După care, sfârșitul ăsta de săptămână, toată lumea a intrat în fibrilație când a văzut
pe toată presa, distribuindu-se niște poze sau imagini cu armament sosit în România. Ca pe vremuri, știi, când era la tragere. Tancuri blindate, tot felul de echipament militar, intrat cu trenul în țară. A arătat pe toate părțile, goana de audiență e mare. Foamea de audiență e foarte mare. Dacă l-am văzut și pe CTP-ul vorbind de Evanghelie, vă dați seama ce foame de audiență e. Dar apucăm de vorbim și de treaba asta. Deocamdată rămânem la această știre. Echipament NATO a intrat în România. Păi, comandament NATO, ce credeți că înseamnă? Numai datul din gură și din pix? Nu, înseamnă întărirea unor poziții militare. Evident și sub forma unor exerciții și aplicații comune. Materialul video, vă rog. Garniturile de tren încărcate cu tehnică de luptă au intrat în România pe la Curtici. Punctul terminus este baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Surse oficiale spun că ar fi vorba despre cel puțin 3 convoaie ale forțelor militare americane care au tranzitat România spre baza din județul Constanța. Un singur convoi avea 23 de vagoane încărcate cu peste 450 de tone de tehnică militară, vehicule blindate, dar și vagoane de marfă acoperite cu prelată. Prima escală a convoilor a fost noaptea trecută la Lehliu. Drumul a fost reluat în această dimineață. În zonele unde calea ferată se intersecta cu șoseaua și nu existau bariere, circulația mașinilor a fost oprită pentru ca garniturile să ajungă fără incidente la destinație. Neoficial, surse din Ministerul Apărării Naționale spun că este vorba despre tehnică destinată unui exercițiu militar româno-american. Explicația ar putea fi însă și alta. Conform unui articol al publicației americane Breaking Defense, NATO intenționează să crească numărul trupelor dislocate în mai multe țări din Europa, printre care se numără și România, totul sub numele de operațiunea Atlantic Resolve South și ca o reacție a atitudinii Rusiei față de criza din estul Ucrainei. Națiunile cel mai expuse în fața Rusiei preferă să aibă trupe americane pe teritoriul lor, în loc să audă declarații ale Statelor Unite despre intențiile Kremlinului. Pentru a reda liniștea și pentru a păstra pacea în Europa, Statele Unite extind operațiunea Atlantic Resolve și măresc numărul trupelor dislocate încă de vara trecută. Arată Breaking Defense. Până la sfârșitul acestei veri veți putea vedea o operațiune care se va întinde din țările Baltice până la Marea Neagră. Este declarația colonelului Michael Foster, comandantul brigăzii aeropurtate 173 a forțelor terestre ale SUA cu baza în Italia, citat de Breaking Defense. Operațiunea Atlantic Resolve a fost lansată în aprilie anul trecut în țările Baltice și Polonia. Potrivit comandantului forțelor militare ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, includerea României și a Bulgariei în această operațiune se traduce și prin creșterea de la 900 în prezent la 1900 a numărului de militari ce participă la exercițiile militare Atlantic Resolve. Baza de la Mihail Cogălnicianu nu este singura zonă în care forțele militare americane își fac simțită prezența. De ieri, 6 nave ale NATO se află în portul Constanța. Sunt într-o misiune a Alianței în apele internaționale ale Mării Negre pentru a asigura securitatea zonei, dar și pentru a face exerciții comune. Da, deci avem îmbinarea utilului cu plăcutul, în sens militar. Știi că în lumea militară aplicațiile sunt o plăcere, că militarul, prin definiție, este un om care umblă cu arma în mână și trebuie să facă și el ceva cu arma aia. Și când îl pui la un exercițiu, are o plăcere. Și, mă rog, în fine, aici e o discuție foarte interesantă despre autoapărare și așa mai departe. Deci plăcerea este exercițiu. Utilul este de fapt asigurarea securității, pentru că nu știm ce intenții are Rusia și atunci NATO a decis să întărească prezența militară pe, cum se vorbește în termen militar, pe flancul estic, adică la granița estică a NATO. Deci județul Constanța a devenit cea mai sigură zonă din țară, mai spune și adevărul. Avem aparatura adusă cu trenul, avem echipament militar venit și cu vaporul, nu? Avem 6 vase care sunt aici la Marea Neagră, cum spunea materialul. Avem și avioane, mai nou, am înțeles că timp de vreo 10 zile mai vin și vreo câteva avioane F-16.
Avem și echipament pentru luptă antisubmarin, avem o grămadă de lucruri, dar mai avem și gesturi umanitare. Amiralul Brad Williamson a lăsat uniforma pentru o zi și a pus mâna pe lopată. Marinarii americani, canadieni, germani, italieni, turci și români, ajutați de voluntarii din Garda Națională de Mediu, au pus la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare vreo 1000 de pomișori. Au plantat pomișori la mănăstire. Pentru că, nu-i așa, conceptul de divinitate este un lucru foarte important pentru american. Bine, românul terfelește, mai ales când se apucă să vorbească el de Dumnezeu fără pricepere. Americanul însă a găsit și aici o utilitate socială. Știi că la americani zice că, domnule, credința e ceva particular. Bă, e particular, particular, dar e concept național. Ia citiți cu atenție ce scrie pe dolarul american și mai vorbim. Ce scrie pe dolarul american? In God we trust. Neluțu, găsim un dolar, bagnota de un dolar, aia cu ochiul, piramida, știi că toată lumea e nebunită cu ochiul, cu piramida, cu asta. Așa scrie acolo, in God we trust. Vezi dacă găsim, să arătăm așa ca... Bun, până atunci, că nu degeaba așa au ales mănăstirea, pentru că ei vor să arate că nu sunt preocupați în mod excesiv de treaba asta cu glonțul pe țeavă, ci ei sunt și ei oameni, au și ei valori, au și ei credință și iată, se pot atașa și de Dumnezeu și au făcut o faptă bună plantând niște pomișori pe terenul mănăstirii Sfânta Elena de la Mare din Costinești. Bun. Este un exemplu, până la urmă, și într-adevăr, până și Scriptura zice prin Sfântul Pavel că sabia, ca autoritatea statului, ea este lăsată pentru cel care este călcător de lege. Deci faptul că noi vedem toate mașinăriile astea defilând pe aici, nu trebuie să ne înspăimânte, mă gândesc că or fi și unii mai slabi de îngeri, cum se spune, da? Nu trebuie să ne înspăimânte. Sabia este lăsată pentru cel care va face nedreptate. Sabia este garantul dreptății, arma. Da, hai cu dolarul, l-a găsit Neluțu, mulțumesc Neluțu. Ia uite, ăsta este, dar nu, ăsta e... Și unde e aia cu scrie In God We Trust? Uite acolo, în stânga, da, acolo, acolo, în stânga scrie... Deci nu pe avers, ci pe revers, unde scrie One. În stânga, uite, piramida și așa. Bun. In God we trust. Așa scrie pe dolarul american. Așa că, cred că dacă în România ar scrie pe leu românesc noi credem în Dumnezeu, pua, da, uite acolo. Acolo scrie. Da? Gata. Mulțumesc. In God we trust. Uite ce mare scrie și jos scrie One. In God we trust. Negru sau, mă rog, verde pe alb. Dacă în România ar scrie pe leu românesc noi credem în Dumnezeu, păi, vă dați seama ce ar fi, ar sări seculariștii. Cum să pune mâna pe așa ceva? Îi arde. Îi arde, bă, nu înțelegi? Cum să pune mâna pe așa? Și așa am văzut că acum, mai nou, după ce a trecut nebunia asta cu religia în școală, s-au apucat să vâneze, așa zise, greșeli de prin manualele de religie. Uitând că manualul are înainte de toate un scop educațional de a-ți prezenta niște informații. Și dacă în Vechiul Testament scrie acolo că uneori s-au mai întâmplat și năzdrăvănii, e rolul pedagogului să explice acele lucruri. Ia uite ce scrie în manuale. De ia mai uitați-vă și prin alte manuale. Că am mai avut noi cazuri aici. Dar în fine, ca să revenim, deci s-au plantat niște pomișori cu tâlc, da? Cu simbol. Deci, s-a plantat un grup de 155 de puieți care marchează 155 de ani de la înființarea Marinii Militare Române Moderne și un alt grup de 135 de pomișori care celebrează tot atâția ani de relații diplomatice între țara noastră și alte națiuni membre NATO. Ce frumos! Ce frumos, plantăm pomișori. Bine ar fi să nu folosim armele alea vreodată unii împotriva altora, dar s-a mai întâmplat în Europa, pentru că mulți vorbesc de război. Războiul întotdeauna este un rău pornit de cineva, iar altcineva trebuie să se apere.
Și tot în acest domeniu rămânem, nu numai România este întărită din punct de vedere militar, adică granița de est a NATO. Armata americană vrea să staționeze 800 de tancuri în Europa în contextul crizei ucrainene și a disensiunilor cu Rusia. Unele dintre aceste tancuri vor ajunge în Germania și landul Bavaria. Da? Deci vorbim de vehicule și echipamente mari care vor fi translate în Europa. În Bavaria, tancurile germane urmează să fie staționate la Grafenwöhr, în apropiere de fosta graniță dintre RFC și RDG. Totodată, vicepreședintele Bundestagului a cerut într-un interviu ca investițiile în capacitățile militare convenționale ale armatei germane să fie crescute cu 10 miliarde de euro. Deci, practic, la ora actuală, asistăm la un fel de cursă a reînarmării, pe măsură ce lupta pentru resurse crește. Că, de fapt, armata ce este până la urmă? Armata este păzitorul armat al unor interese pentru resurse. Da? Pentru că războaiele sunt generate de interese, de foamea de resurse sau, mă rog, uneori chiar din nebunia unora. Dacă ar fi, de exemplu, să vorbim de Hitler. Aia a fost nebunie curată. Încheiem prima parte cu o întrebare care frământă multă, multă lume. Unde a dispărut Vladimir Putin? De câteva zile nu mai este prezent domnul Putin în realitate. Sigur, el a mai fost arătat pe la televizor, dar niște înregistrări video anterioare. Unde a dispărut domnul Putin? Ce se întâmplă cu domnul Putin? Absența neobișnuit de lungă a băgat la idei multă lume. Și fiecare a început acum cu scenariul funcție de capacitățile de înțelegere, de interesele de propagandă, funcție de ce vrea fiecare de la domnul Putin. Unii spun, de exemplu, că e foarte bolnav. Bănă și CIA-ul american a confirmat, așa, într-o sursă de știri, că Putin este foarte grav bolnav, răcit, mai bine zis, adică nu are vreo boală din asta, Doamne ferește, terminală, este foarte grav răcit și se tratează undeva liniștit. Asta este o versiune. A doua versiune este că se încearcă o lovitură de stat, un puci organizat de fostul director al serviciilor secrete Nicolae Patrușev și că a fost înlăturat, de fapt, de la putere. Asta mai greu de crezut, pentru că dacă Putin ar fi fost înlăturat de la putere, mă gândesc că totuși puciștii, adică cei ce l-au dat jos pe Putin, ar fi vrut să-și arate victoria, nu? Adică îl dăm jos pe Putin și cât putem să ținem secret că am luat puterea? Cât? O zi, 20, 100? Un an, 2, 3, 5? Puterea o iei cu un scop, nu? Nu prea cred în versiunea asta. O altă teorie este că a murit. Dacă murea Putin, chiar nu plângea mama Rusie după el? El care atât a iubit mama Rusie și atât a proslăvit-o încât a făcut și mult dezordine în jur prin aceste acte de intimidare și de destabilizare, prin aceste stratageme de diversiune pe care le pune la cale. Nu cred că este vorba de asta. Bun. Mai zic unii, mai așa, mai strategi, care văd peste tot scenarii și strategii, spun că, de fapt, absența sa ar putea fi o strategie de dinainte pusă la cale de Putin, adică s-a ascuns de bună voie, n-are nimic, e sănătos, nu-i dat de la putere, dar el însuși a vrut să dispară o vreme pentru a consolida controlul exercitat sau pentru a rezolva niște probleme interne de la Kremlin. Adică s-a retras o vreme cum era pe vremea Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Știi, ceva de genul ăsta.
Mă rog, poate fi și asta. Probabil că o să ne lămurim. Deocamdată întrebarea rămâne ce-i cu Putin. Cea mai credibilă rămâne, până la urmă, știrea americanilor, că e posibil să fie grav răcit și nu poate apărea în public și și-a luat câteva zile de concediu. Până la urmă, o fi el unul din oamenii importanți ai planetei, dar tot om e. Cu toată armata aia de medici din jurul lui, ole, când vine boala, tot vine. Ce să-i faci? Asta este. Fire slabă. Pauză și revenim repejor în partea a doua a emisiunii. Rupe. Da, am revenit. Am revenit și continuăm Face Press-ul cu un subiect frumos. Ieri am fost noi creștini ortodoxi și în duminica a treia din postul mare, în care ni se aduce aminte de Sfânta Cruce. Un lucru foarte important, foarte important din punctul de vedere a ceea ce înseamnă crucea pentru fiecare dintre noi. Ea nu e un simplu obiect. Ea reprezintă un concept, o filozofie, un mod de viață. Un articol foarte interesant pe Lumina: viața nu este o distracție, ci în mod esențial o cruce. Articol scris de Virgiliu Gheorghe. Cine nu își asumă crucea, demisionează de la îndatoririle sale. Este esența acestui editorial. Pentru că asumarea crucii este un comandament creștin. Fără cruce, viața nu e autentică. Cine crește fără încercări este vulnerabil. Copacul își adâncește rădăcinile doar dacă există vânt. Prin urmare, crucea este un exercițiu de întărire în viață. Vorbim despre cruce și îngrășarea euului, pentru că de fapt crucea este cea care ne ferește de mândrie, de megalomanie, de îngrășarea euului, chiar și de consumul lui a avea în detrimentul lui a fi. Vorbim despre smerenia crucii, care ne ferește de bolile societății spectacolului. Foarte mulți tratează viața ca un spectacol. Cine nu pleacă în viața asumându-și crucea va suferi foarte mult, este concluzia acestui articol, pentru că fără cruce nu există normalitate. Fără cruce ne destabilizăm. Fără cruce ajungem în niște stări sufletești nefirești pentru viața noastră. Și câteva dintre ele sunt tratate în acest articol: despre mândrie, despre slava deșartă, despre conștiința de sine hiperbolizată, despre societatea spectacolului am vorbit. Părintele Dumitru Stinelea spunea că omul smerit este cel mai realist om, pentru că el știe cine este, își cunoaște condiția, poziția în lume și, cunoscând-o, primește harul lui Dumnezeu și se ridică deasupra condiției sale. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți la acest concept creștin: a-ți purta crucea. Fără cruce nu se poate, dovadă că însuși Dumnezeu a îmbrățișat-o cu drag și Dumnezeul crucii este Dumnezeul iubirii. Dar, sigur că uneori te poți rătăci în înțelegerea corectă a acestor treburi, pentru că Sfânta Scriptură este un domeniu foarte vast și cel care este nepregătit și, cum să spun, nedocumentat, poate face grave erori de imagine, în primul rând, și apoi de substanță, făcându-și singur rău. Câți oare nu s-au prăpădit în numele credinței și al Scripturii interpretate? Dar când ajunge însăși acest crucișător al presei românești, este vorba de Cristian Tudor Popescu, când ajunge el însuși să interpreteze Evanghelia, dezastru cred că bate la ușă. Pe gândul articol, Evanghelia după Sfântâniță, Iisus Vindecătorul și Iisus Îmbolnăvitorul. Și se apucă domnul Cristian Tudor Popescu, supărat el pe Iisus, trântește niște afirmații pe aici în articol, în care nici mai mult, nici mai puțin îl scoate pe Hristos de vinovat. De vinovat, pentru că, zice el, poate să refuze vindecarea, ba chiar și să nenorocească o ființă vie pe veci, în modul cel mai nedrept. Mântuitorul face ca unul care dă cu bici un calu bolnav, încercând să-i explice pilda zmochinului neroditor. Asta e domnul Cristian Tudor Popescu, că nu, nici măcar nu citești cu atenție Biblia, el ci că a citit-o.
Bă, dar citiți mai cu atenție, domnul Cristian Tudor Popescu, ca să și înțelegeți. Nu o să stau acum să vă dau răspunsuri. Vă dați seama că la acest kilogram, dumneavoastră scrieți de regulă texte foarte subțiri, adică foarte concentrate, foarte scurte ca întindere, și aici a strântit dita hectarul la care ar trebui să vă răspund în de trei ori, atâta ca să înțelegeți despre ce este vorba. Se ia și de pilda ochiului care te zmintește sau a mâinii care trebuie să o tai de la tine și, mă rog, face niște afirmații foarte, foarte urâte. Deci el este contra religiei, domnul Cristian Tudor Popescu, pe niște considerente foarte eronate. Mă rog, treaba dânsului, e liber, dar religia poate fi instrument propagandistic, până la urmă, că domnul Cristian Tudor Popescu asta face. El încearcă să ne bată cu armele proprii, cum ar veni să te folosești de armele adversarului. Dar vezi, când e o armă, domnul Cristian Tudor Popescu, când e o pușcă, aveți grijă să nu o țineți invers cu țeava spre dumneavoastră, că asta faceți. Riscați să vă împușcați singur, să vă sinucideți încercând să interpretați eronat Biblia. Nu, n-ați înțeles nimic din Biblia. Ați mai avut o tentativă acum 2 ani. Tot așa s-a luat de învierea Mântuitorului, că nu știu ce nu i-a plăcut lui la învierea Mântuitorului. În fine, treaba lui. Păcat însă că un om de o asemenea învergură își dă cu stângul în dreptul și își arată incultura teologică. Dom'le, nu mă duc într-o piscină să not dacă nu știu cât e de adâncă mai înainte și dacă nu îmi pun mine la întrebare dacă știu să not. Cam așa ați făcut și dumneavoastră. Nu v-ați gândit cât de adâncă e Scriptura și v-ați aruncat și în piscină negândindu-vă că nu știți să notați. Acum, după mine, v-ați cam scufundat public pentru majoritatea cititorilor dumneavoastră. Bine, pentru ăștia care sunt fii nimănui, sigur, e cool, zice Popescu despre Evanghelie. Bine, treaba dumneavoastră. Dar modul în care o interpretați nu vă face cinste deloc. Deși aveți pretenția unui literat, unui om citit, cultivat, cu opinii foarte tăioase și deseori bine fundamentate, adică să recunoaștem omului ce e al lui. Lăsați, teologia ați mai încercat dumneavoastră. Mergeți, studiați, faceți niște școală, vedeți despre ce e vorba cu Biblia, cam cu ce se mănâncă, și apoi dați-vă cu părerea. Alminterea, sunteți un fariseu. Altcineva, un înalt demnitar european, se folosește și ea de, că e o doamnă, e vorba de doamna Corina Crețu, se folosește și ea de un concept biblic într-un dialog puțin tensionat pe care îl are cu un ministru român, ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici. Comisarul european pentru politică regională, doamna Corina Crețu, a atras atenția joi la București domnului ministru al fondurilor europene că este important să folosească instrumentele financiare europene pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai precis, i-a zis domnului ministru în felul următor, că celui care nu are destul îi se va lua și puținul pe care îl are. E din Scriptură, știi că Mântuitorul Hristos vorbește la dacă celui ce îi se pare că are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Interesant, nu? Iată că... Dar sunt multe fraze, știți că sunt foarte multe expresii biblice pe care noi le folosim în viața de zi cu zi. Uite că acum mi-am adus aminte, pe Adevărul era un articol despre cele 10 sintagme biblice care le folosim în viața de zi cu zi. Nu stăm acum să-l căutăm, că nu mai avem timp, timpul curge, dar vă zic în mare. De exemplu, unii spun, fericiți cei sărași cu Duhul, crezând că e vorba de prostie. Nu, e vorba de smerenie. Nu de prostie, nu faceți confuzii. Există această frază, baniul este ochiul diavolului. Ea e o expresie populară, dar e fundamentată biblic, pentru că undeva în Noul Testament spune că iubirea de arginți este începutul a tot rău. Iubirea de bani e începutul a tot rău. De asta această analogie. Și mă rog, multe, multe alte expresii, să ne purtăm crucea, să ne aducem aminte de paiul și bârna. Vezi bârna din ochiul tău și lasă paiul din ochiul aproape lui. Iertați și vi se va ierta, și multe, multe, multe alte expresii pe care le folosim chiar și în viața de zi cu zi. Deci, interesant este că, iată, Biblia a pătruns și în acest concept,
Da, e nevoie și zice doamna Crețu așa, domnule ministru, dragă Eugen, mi-am căutat aseară argumente puternice pentru că știu că există această reținere pentru folosirea instrumentelor financiare. Și am găsit un exemplu chiar din Evanghelia după Matei, unde există pilda talanților. Poate așa reușesc să conving guvernul României despre cât de importante sunt instrumentele financiare, a zis doamna Corina Crețu domnului Eugen Teodorovici. Frumos, ce să zic, dacă am ajuns la Biblie ca ultim argument pentru a rezolva totuși treburi de astea lumești, înseamnă că ceva nu e regulă pe undeva. Bine, sigur că Biblia trebuie să ne îmbrace toată viața, adică Noul Testament este, repet, fundament de civilizație. Și noi trăim într-o civilizație cu fundamentare creștină, chiar dacă unii nu vor să recunoască. Dar, dincolo de asta, eu cred că se putea rezolva și altfel totuși. Pentru că s-ar putea ca domnul Teodorovici să nu fie chiar atât de credincios. Zice doamna Crețu, nu știu cât de credincios ești. Am văzut toată această dezbatere, dar de 2000 de ani pilda talanților le tot spune generațiilor de negustori, producători și oameni de afaceri că înainte de a pleca în lume, un stăpân le-a lăsat arginților 5 talanți, 2 și 1 singur celui de-al treilea, da, a lăsat slugilor sale și cine n-a lucrat, i s-a luat și ceea ce a avut. Adică, domnule ministru, eu cred că trebuie să învățăm să investim inteligent puținul pe care îl avem și să nu-l îngropăm în pământ prin intermediul granturilor, ci să-l înmulțim cu ajutorul instrumentelor financiare. Bine, asta e la prima vedere. Pilda talanților se referă la cu totuși cu totul altceva. Nu e vorba de bani, nu e vorba de investment aici, de know-how, de afaceri, nu. E vorba de darurile pe care le primim în viață. Dar, în fine, asta e ce să-i faci. Și domnul CTP și doamna Corina Crețu, până la urmă, e bine că totuși se apropie. Poate încet, încet vor și învăța. Și aici doamna Corina Crețu, cel puțin într-un interes al României, a făcut treaba asta. Adică totuși ne învață cum să luăm niște bani europeni. E totuși un lucru bun. Dincolo, CTP-ul o să mai sufere un pic până când o să... El trăiește o dramă. Eu cred că, de fapt, CTP-ul are o dramă interioară și acum și-o expune public din dorința de a mai face audiență. Că dacă am ajuns la tâlcuirea Evangheliei după CTP ca să facem audiență pe gândul, vă dați seama unde am ajuns. Bun. Dar nu sunt singurii care apelează la religie. Alte companii mai înalte, vrând să-și sensibilizeze angajații, să-i motiveze, mai bine zis să-i controleze, că asta e mintea oricărui corporatist, să aibă niște slugi eficiente, apelează alte companii, spuneam, la etică budistă pentru profit occidental. Mai precis, anumite companii, care sigur nu sunt spațiu creștin, sunt mai mult în alte spații, fac apel la etică budistă, mai bine zis la mindfulness, adică un termen care înseamnă a trăi în momentul de față cu raționalitate și cu echilibru, cu observare, conștientizare și, cum să spun, senzația gândurilor și a sentimentelor. Concepția a început prin 1970 prin Occident și care este o oportunitate pentru a reflecta asupra vremelniciei existenței noastre. Dar companiile îl folosesc pentru a produce profit. Deci, companiile spun angajaților că există tot felul de idei prin care își pot îmbunătăți concentrarea și pot reduce stresul. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă aici? Folosim niște tehnici religioase pe care le aplicăm asupra angajaților pentru a obține mai mult profit de pe urma lor. Că de fapt, știi, asta este, corporatistul are tot timpul plângeri din partea angajatului că e stresat, că are mult de muncă, că e sclavagit, că e nedreptățit și așa mai departe. Și atunci corporatistul zice, meditează tu un pic la viața ta, gândește-te un pic ce este cu tine și calea se va îndrepta. Dar de fapt nu-i zice asta ca să-l desăvârșească spiritual. Îi zice asta ca să-l potolească și să-l pună mai eficient la muncă. Pentru că
sigur unii se întreabă foarte frumos, și anume, cum își explică vremelnicia vieții pe care o susține până și budismul, da? De la vremelnicia vieții la profitabilitatea vieții, adică care e legătura până la urmă. Da? Da. Ca să vedeți cum religia poate fi folosită ca instrument. Este un exemplu pentru a lua aminte. Dacă ești un om religios, du-te frate, călugărește-te. Uite, aici avem niște călugări budiști care își, mă rog, își trăiesc credința lor. Îi vezi pe oamenii ăștia corporatiști, adică băgați șefi în tot felul de firme și corporații? Nu. Ei își văd de treaba lor. Dar, sigur, ca să mai liniștești presiunea și nemulțumirea angajaților, le poți servi și treaba asta, mai ales că faci un profit. Ia uite aici, de exemplu, citesc pe publicația The Economist că aplicând rezultatele filozofiei Zen, o companie de asigurări a economisit $2,000 cu fiecare angajat, pentru că a economisit costurile de sănătate, n-au mai fost bolnavi angajații, știi? Și a mai câștigat și $3,000 din creșterea productivității, că angajatul a devenit eficient. Deci, $5,000 profit pentru companie per angajat, doar că l-a învățat yoga. E? Ai văzut? Despre asta este vorba. Și apoi vine la tine la biserică și zice, noi, părinte, la firmă facem yoga. Păi da, știți de ce faceți yoga? Ca să creșteți productivitatea. Că religia și religiozitatea e un domeniu foarte vast în care îți prinzi urechile dacă nu ești bine coordonat. Dar în fine. Alții merg pe sistemul clasic. Să furi sau să nu furi. Un editorial interesant pe Reporter Neptun TV. Ce să mai furăm de la stat? Sorin Lucian Enescu spune despre cum hoții îndeamnă pe hoți să fure. Sau cum sunt unii furați în numele furtului. Mai precis este vorba de un fenomen pe care l-a depistat Sorin Lucian Enescu, și anume tot felul de aparate minune care sunt vândute pe internet și care îți promit mari reduceri, de exemplu, la consumul de curent. Acest aparat minunat, care are o denumire străină și care nu poate fi cumpărat decât de la un anume magazin, reduce factura la curent. Plătesc de 3 ori mai puțin un dispozitiv care îți reduce factura la curent. Păi asta înseamnă furt de la stat. Problema este, pe care se sizează Sorin Lucian Enescu, este nu numai hoția aparatului la care ești îndemnat. Problema este că și clientul care i-ar trece prin, căruia i-ar trece prin cap să cumpere un astfel de aparat e păcălit. Că un astfel de aparat nu mai funcționează. La ora actuală, contoarele astea de energie electrică nu mai sunt ca pe vremea, cum spune Sorin Lucian Enescu, când puneai o agrafă, lipeai un magnet, derulai cifrele contoarelor. Acum contoarele sunt digitalizate, nu prea mai ai ce să le faci. Și rămâi cu dispozitivul păcălit. De fapt, este vorba de o mega păcăleală. Nu s-ar fi sesizat Sorin Lucian Enescu dacă n-ar fi văzut reclama pe un site al unei televiziuni de știri. Deci, când zici televiziune de știri, te gândești că zici o treabă care se pricepe la ce spune. E, de unde? Păcăliți. Păcăliți sau păcăliți. Ultima dilemă, avem un material video, haideți să-l urmărim. Europa are o dilemă falsă, benzină sau motorină. Parisul ar vrea să interzică motoarele pe motorină, dar dilema este falsă, spun specialiștii. Vedem imediat de ce, materialul video, vă rog. Și producătorii auto și autoritățile erau acum 10 ani în plină campanie de promovare a mașinilor diesel. Motorina era mai ieftină, motoarele erau mai fiabile, iar noile tehnologii parcă nu mai puneau problema poluării. Majoritatea companiilor auto au înregistrat vânzări mari la mașinile diesel, chiar și cu creșteri de 80%. Unii ar vrea acum să interzică în oraș autoturismele pe motorină. Parisul chiar și-a anunțat o astfel de decizie. Aceasta este o mașină Euro 6 care are un motor diesel de 2 litri. Poluează mult mai puțin decât o mașină pe benzină, ceva mai veche. Până la urmă, șoferii decid ce mașini vor să conducă. În țara noastră, mașinile pe benzină sunt însă la putere. Din 6 milioane de autovehicule câte existau în România anul trecut, aproape 2 milioane și jumătate sunt pe motorină, iar aproximativ 3 milioane 400 de mii sunt pe benzină. Dacă acum câțiva ani mașinile pe motorină poluau mai mult decât cele pe benzină, în prezent raportul s-a schimbat. O mașină din 2004 pe benzină poluează mult mai mult decât o mașină de generație nouă pe motorină. Totuși, reviziile pentru o mașină pe motorină sunt mai scumpe. O revizie pentru Dacia Logan
pe benzină, costurile ar fi aproximativ în jur a 450 de RON. La un diesel poate să ajungă undeva în jur de 36 milioane jumate, 7 milioane jumate. Pentru o mașină de oraș, benzina este însă o soluție optimă, o spun și șoferii și producătorii. La mașini de capacitate cilindrică mică, de exemplu, motoare până în 1.2, 1.4, 1.6, ponderea este mai mare pentru mașinile pe benzină. Nu există, cred că, dube de marfă, tractoare, chestii de-astea care să fie, să aibă un motor pe benzină. Mi-e tare greu să cred că o țară ar interzice motorul diesel pe turisme. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană, 53% dintre mașinile vândute în 2013 au fost diesel. În Franța, Spania, Belgia și Suedia, procentele au depășit 60%. În România, dieselul a avut în 2014 aproximativ 56% din piața mașinilor noi. E vorba de fiabilitate până la urmă și, într-adevăr, bine a sesizat invitatul din materialul respectiv, sunt domenii unde n-ai ce faci cu benzina. Da, n-ai ce faci cu benzina. Acum tot așa nu poți să pui motorină la avion. Fără cherosen, avionul nu zboară. În fine, eu sunt adept diesel, dacă e să vorbim în emisiunea asta, fiecare are opinia lui, dar eu sunt adept diesel pentru că e mai fiabil pe motorină, mie așa mi se pare. Punem pauză până mâine. Vă reaștept cu drag mâine la Facepress, la o nouă ediție. Toate cele bune, Doamne ajută!